Este ora 14, bine v-am găsit, informații de ultimă oră. Europa este în alertă de prețuri mari, Europa de vest. Guvernele unor țări bogate din Uniunea Europeană, precum Luxemburg sau Franța, au decis ca începând din acest an să acorde subvenții împotriva scumpirilor sau ajutoare de viață scumpă. Aceste indemnizații sau alocații se acordă de la 1 ianuarie familiilor cu venituri mici, indiferent de vârstă, din cauza creșterii combustibilului și a materiei prime. Este o dovadă de solidaritate pentru momentele grele pe care le traversăm. După cum știți, în România nu se întâmplă așa. De asemenea, după cum știți, prețurile la raft în hipermarketurile, supermarketurile din România au ajuns să fie mai scumpe decât la Bruxelles, la Berlin sau chiar la Paris. Prețul combustibilului este pe primele locuri în Europa și platforma aceasta a solidarității este extrem de fragilă, foarte, foarte subțire, uneori inexistentă. Nimeni nu-și pune problema acordării unor indemnizații, așa cum au făcut aceste țări. Iar despre Luxemburg nu se poate spune decât că este una dintre cele mai bogate țări din Uniunea Europeană. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Domnul Dragoș Frumosu, președinte Sindalimenta, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua, domnule Frumosu, vă și vedem, o legătură prin Skype, sper să vă auzim mai bine. Salut de asemenea pe Vlad Macovei, este președinte al Sindicatului Agricultorilor. Bună ziua, Vlad Macovei! Salut, mâna! Forța Fermierilor, și președintele Asociația Forța Fermierilor. Asociația Forța Fermierilor. De asemenea, este... Salut, bună ziua! Bună ziua, este alături de noi domnul Sorin Mierlea, Infocons, nu întâmplător. ANPC a dat în urmă cu doar câteva ore amenzi mari unor hipermarketuri care la prețuri mari, evident, ne propuneau spre vânzare mâncare alterată. Bună ziua, domnule Mierlea, vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună ziua! Și nu era doar că erau prețuri mari, era și o mâncare de proastă calitate. N-am niciun dubiu. Și vom avea și o reacție de la ANPC în urma acestor prețuri. În scurt timp ni se va alătura vicepreședintele ANPC, domnul Vlad Culeafă. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Frumosu. Pentru că, după cum spuneam la începutul emisiunii și vom arăta imaginile care arată de la ce nivel de salarizare au început guvernele din Luxemburg sau Franța să acorde aceste indemnizații pentru familii, indiferent de vârsta acestor familii, se numesc indemnizații de viață scumpă sau indemnizații de inflație. Rolul lor este acela de a ajuta oamenii să treacă prin momentele acestea în care prețurile au explodat peste tot. În România nu doar că nu se întâmplă asta, dar concetățeni de-ai noștri, prieteni, colegi care călătoresc au ajuns să ne spună că la Bruxelles, de exemplu, prețul la raft este cu o treime mai mare decât în hipermarketul din România. Există rețele de hipermarketuri de origine belgiană, aceleași în România și la Bruxelles. Și văd respectatorii pe ecran, n-am avut timp să le traducem, le vom traduce eu, îmi cer scuze. O persoană care câștigă pe lună 1452 de euro primește începând de acest an cu 200 de euro mai mult din partea guvernului belgian în urma acestei indemnizații de viață scumpă. Două persoane care câștigă 1815 euro pe lună vor primi 2065 de euro din partea guvernului luxemburghez. Atenție, scuze, Luxemburg, e vorba despre Luxemburg. Și restul îl vedeți dumneavoastră. Deci pe prima coloană aveți numărul de persoane dintr-o locuință, pentru că ei așa gândesc. Menaj înseamnă cămin, înseamnă locuință. Câte persoane sunt într-un anumit cămin, ce venit au ele și ce venit vor avea. Bineînțeles, după cum vedeți, prețurile aceste salarii sunt incomparabile cu cele câștigate de români. Cu toate acestea, guvernele s-au gândit să le vină în ajutor oamenilor. Domnule Frumosu, nu suntem și noi pe aceeași planetă? Nu cred că suntem pe aceeași planetă, pentru că acele guverne care iau astfel de măsuri sunt guverne responsabile, care țin la poporul pe care le reprezintă.
Din nefericire, noi știm că de foarte mulți ani de zile guvernele noastre împrumută sume uriașe de bani, despre care nu știm unde și cum s-au cheltuit, iar măsurile pentru populație lipsesc cu desăvârșire. Uitați-vă că asistăm de mai bine de o lună de zile la o ceartă între cele două partide, cele mai mari partide până la urmă din România, care sunt acum la guvernare și care au făcut această coaliție, și mi se pare că reprezentanții unuia trag cea, iar ceilalți trag hăis. Adică parcă nu ar încerca să găsească cele mai optime și mai bune măsuri împreună pentru români. Aud discuții de genul să se urce în avion, să se ducă la Bruxelles și să negocieze PNRR-ul dacă se poate. Păi auziți, spune președintele Partidului Național Liberal, de două zile îi trimite pe colegii de coaliție să meargă la Bruxelles și să renegocieze PNRR-ul. Exact. PNL-ul, reprezentanții PNL-ului spun că acest PNRR nu poate fi negociat niciodată. Dom'le, eu văd normal o guvernare normală, o coaliție sănătoasă la cap care luptă pentru drepturile poporului și care de fapt încearcă să sprijine în aceste momente pe fondul veniturilor foarte mici pe care le au românii, să se adune, să facă o echipă împreună, să meargă la Bruxelles și să negocieze, să vadă dacă se poate, dacă nu se poate, dacă se poate să schimbe și să îndrepte anumite lucruri care au fost scrise total eronat și parcă, repet și subliniez, împotriva poporului român. Domnule Frumosu, dar până la această renegociere a PNRR-ului, guvernul întreg poate să se urce în avion, să meargă în supermarketurile din Belgia și să vadă că prețurile de acolo sunt mai mici decât în România. Asta poate să se întâmple oricând. Nu e nevoie să-i sune pe cei responsabili cu PNRR-ul pentru o întâlnire. Pentru că așa se stabilesc lucrurile la fața locului și în teren. Domnule Vlad Macovei, atrageți atenția de foarte multă vreme, noi astea cei de la Forța Fermierilor, în legătură cu închiderea multor afaceri din domeniul acesta alimentar ținute de români care nu mai au mijloace, resurse să-și plătească facturile și să poată produce ceva pentru piața românească. Sigur, e corectă observația dumneavoastră. Aș reveni totuși la câteva lucruri de bază și aș continua discuția de acolo de unde a lăsat-o domnul Frumosu. Și dumneavoastră cu informațiile pe care le-ați transmis telespectatorilor. 1. Scumpirile din supermarketuri din România nu sunt datorate, nu sunt cauzate, de fapt, de producătorii români. Dacă ne uităm, de exemplu, la carnea de porc, dacă românii spun s-a scumpit carnea de porc, nu sunt de vină producătorii români, pentru că, din păcate, în supermarketurile din România, doar 20-25% din carnea proaspătă de porc provine din România. Restul vine din comerț intracomunitar, din afara țării. Din Germania, din Danemarca, din Spania, foarte multă carne. Prin urmare, dacă aceste scumpiri se văd la raft, ar trebui să întrebăm importatorii de carne și, mai important decât pe importatori, ar trebui să întrebăm pe retailer. Oare ce adaosuri comerciale pun pe produsele din import astfel încât românii plătesc aceste prețuri? Asta o dată. Mai puțin decât la ei în țară, asta vreți să spuneți? Adică exact. Mai mult decât la ei în țară se plătește în România? Exact, exact. Adică dacă profiturile, ca să dea bine la bursă ale unor multinaționale din buzunarele românilor, ok, măcar să știm asta. Măcar să știe acest popor cine ține bursa pentru unele firme, pentru unele multinaționale, le ține acolo sus. Și să procedăm în consecință. Adică, da, măcar să știm. Odată. Doi. Treaba guvernului, din punctul nostru de vedere, reprezentând producătorii agroalimentari din România, este să asigure securitatea alimentară a acestui popor. Să ia decizii și să sprijine asigurarea securității alimentare. Iar securitatea alimentară a acestui popor, din perspectiva Asociației Forța Fermierilor, e foarte simplu de definit, că nu e o noțiune abstractă. Trebuie să avem producători de hrană în România, pe tot lanțul, care să producă hrană la un preț rezonabil, gustoasă, nutritivă și, evident, foarte, foarte sănătoasă. Dacă acest lucru nu se întâmplă și noi avem în momentul ăsta o balanță comercială
pe produse agroalimentare cu un deficit de 2 miliarde de euro, foarte probabil în 2021. Adică noi am importat cu 2 miliarde de euro mai mult decât am exportat. 2 miliarde de euro au plecat din țară fără, adică noi trebuie să fim măcar pe zero, dacă nu chiar cu exceder. Iar calitatea produselor importate este una pe care în mare parte ANPC-ul a semnalat-o în urma controalelor. Absolut deplorabilă. Mi s-a alăturat și domnul Vlad Culeafă, este vicepreședinte al ANPC. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor și invitaților dumneavoastră. Înțeleg că ați făcut niște controale noi la un lanț mare de hipermarketuri, un lanț de hipermarketuri care a împânzit nu doar capitala, ci întreaga Românie. Ce ați găsit acolo, domnule vicepreședinte? Da, aș vrea să fac o rectificare. Mihai Culeafă este numele meu și nu Vlad Culeafă. Îmi cer scuze, vă rog. Nicio problemă. În urma sesizării venite din partea multor consumatori, în această perioadă dificilă, văd că unii operatori economici nu au înțeles că trebuie să respecte legea și consumatorii. Am intensificat aceste controle în urmă cu 4 luni. Am aplicat nenumeroase amenzi și măsuri complementare. Ce am găsit în magazinul controlat ieri? Multe nereguli și neconformități. Dați-ne câteva exemple. Expunerea spre comercializarea diverselor produse într-un raft plin de muște, insecte moarte. Acumulări de excesive de gheață la produsele congelate. De ce se întâmplă asta? De ce pune atât de multă gheață peste produsele congelate? Măcar să înțeleagă oamenii. Vitrinele respective nu sunt conforme. Am înțeles. Pentru acest fapt s-au aplicat și sancțiuni și măsuri complementare de suspendare a activității, oprirea temporară a prestărilor de servicii, oprirea definitivă de la comercializarea circa 400 de kilograme de produse alimentare și de asemenea propunerea de închidere temporară a unității pe o perioadă de la 0 la 6 luni până se vor conforma acei operatori. E vorba despre un magazin din București? Este vorba despre un hipermarket din București cu unității de comercializare în toată țara. Da. Bun, acum, vedeți, domnule Mierlea, dumneavoastră ne tot atrageți atenția. Aveți grijă la etichetă, aveți grijă pe ce dați banii, pentru că se poate întoarce împotriva sănătății dumneavoastră. Ori vorbim aici despre un mare, foarte mare hipermarket. În comunicatele de presă e dat numele acestui hipermarket. Eu nu, am ales să nu vorbesc aici despre acest nume. Unde erau muște, după cum spunea domnul vicepreședinte, unde carnea era acoperită cu gheață ca să nu se vadă că e alterată. Aici nici măcar nu mai e vorba despre etichetă, e sfidare pe față. Aici aveți dreptate, dar aici este treaba autorităților care să monitorizeze continuu cu privire la modul de comercializare. Dar ceea ce este și mai important, aștept ca autoritățile să facă prelevare de la raft de produse și să ne convingă și să ne dea încredere că produsele care sunt de import versus produsele care sunt din România, care se regăsesc în raft, nu au nimic în plus sau în minus decât ceea ce scrie pe etichetă, în condițiile în care discutăm de dublu standard. Fiindcă dacă tot pleacă politicienii noștri pe capete pe la Bruxelles, cred că le este foarte simplu să cumpere o sticlă de suc, o ciocolată, o gumă de mestecat din aeroportul din București, să le cumpere din nou când ajung în Bruxelles aceleași branduri și o să vadă doar din simpla citire a etichetei că sunt lucruri care sunt în minus de cele mai multe ori pe eticheta de la Bruxelles, adică mai puține euro, mai puțin zahăr, mai puțină sare. Iar deci nici nu au același gust de multe ori. Și pe cealaltă parte, eu aștept ca toate laboratoarele de stat care sunt plătite din bani publici și sunt în subordinea autorităților publice să facă o monitorizare și analize zilnice și să nu mai aibă contracte comerciale cu agenții economici și să lasă afacerile către agenții economici, iar laboratoarele publice de stat să facă controle pentru noi, pentru consumatori, să ne dea încredere. Iar pe cealaltă parte, după ce că avem prețuri mari, după ce avem, să spunem, o imagine destul de dezastruoasă la nivelul hipermarketurilor, supermarketurilor, cu privire la condițiile de vânzare. Vă dați seama că ori fi în micile magazine, ci ori fi în magazinele sătești
ce ori fi în celelalte părți, fiindcă ne putem pune astfel de întrebări. Dar pe cealaltă parte, noi ca și consumatori, am ajuns ca cetățeni ai României și pacienți ai Uniunii Europene să fim pe primul loc la toate tipurile de cancer, ca și îmbolnăviri, la toate bolile cardiovasculare, la accidente cerebrale, obezitatea infantilă și suntem de vină toți cei care suntem în această emisiune, toți cei care se uită la noi, fiindcă în primul rând ar trebui când vedem astfel de lucruri, pe de o parte autoritățile publice să facă publice toate controlele care le fac și nu doar în București, și la Călăraș, și la Timișoara, și la Arad, iar pe cealaltă parte, noi consumatorii, să sancționăm, să nu mai cumpărăm astfel de produse. Iar când discutăm despre lanțul scurt, despre producători români, despre produse românești, ar trebui să avem încredere și să fie susținute de politici publice. Dar aici discutăm de politici, când discutăm de cetățeni, să nu uităm un lucru. Toți care suntem acum în emisiune și cei care se uită, suntem cu adevărat consumatori și toți plătim curentul, plătim gazul, cumpărăm o roșie, un salam, o pâine și am vrea să știm ce cumpărăm, la ce calitate, ca să nu ne trezim după aceea, fiindcă aș vrea să văd și eu publice rezultatele care au fost acum 4 ani de zile și au murit 8 copii în Argeș. Încă tot n-am auzit cine e de vină, dacă a fost vorba de portocală sau de brânză, dacă a fost vorba de deficiență de controle periodice care ar fi trebuit să fie făcute de anumite autorități publice, ce s-a întâmplat și cum se întâmplă ca să nu se mai întâmple, iar când aud în fiecare zi breaking news-uri cu salmonela în nu știu ce magazine și cu controle care se fac din punct de vedere al comercializării, că sunt alea ruginite de luni de zile, de ani de zile. Păi ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani? 5 ani, 10 ani, 30 de ani. Măcar bine că au început astăzi autoritățile, important e să o țină de acum încolo constant, să facă publice rezultatele, dar să nu fie doar în București, fiindcă consumatori sunt și în Tulcea, consumatori sunt și la Timișoara și la Baia Mare. Și ține de autorități, fiindcă sunt plătite de bani publici și de aia am angajat noi, fiindcă nu avem timp, nu știm și nu putem să facem controle, nu putem să facem analize. Pentru asta autoritățile publice au laboratoare în subordinea statului, plătite cu bani mulți, plătite cu tot felul de proiecte europene, iar proiectele europene nu vin de undeva de afară, sunt banii noștri, că încă România este contributor direct al Uniunii Europene. Dăm mai mulți bani decât luăm, ceea ce înseamnă că și banii pe care îi atragem sunt tot din banii noștri, fiecăruia dintre noi, așa că plătim cu vârf și îndesat, important e să avem o stare de fapt bună, iar să nu mai auzim de dublu standard, să nu mai cumpărăm produse, chiar dacă sunt mai scumpe. Dar în momentul în care le cumpărăm, este o politică, să spunem, a pieții. Dar dacă tot le cumpărăm, măcar salamul să fie cu carne, brânza să fie cu lapte, să fie în condiții bune, să nu fie cu salmonela. Când cumpărăm anumite produse agroalimentare sau mâncare gata, preparată, să știm singur că ceea ce cumpărăm cu adevărat este același lucru, să nu mai avem produse cu euro, fără număr, fiindcă sunt singura țară europeană în care aditivii coloranți și conservanți sunt puși așa, din belșug, fără niciun fel de stop din partea autorităților. N-avem controle cu privire la ceea ce înseamnă aditivii care sunt puși în produsele agroalimentare, dacă sunt în limita maximă, dacă sunt folosiți cum trebuie. Să avem încredere că ce scrie pe etichetă e cu adevărat ceea ce este și în produs. Iar toate aceste lucruri, până la urmă, după 30 de ani, ne-au adus unde suntem astăzi. O populație bolnavă, o populație cu o stare de sănătate precară și cu o calitate a vieții sub semnul întrebării. După toate astea, mai vine curentul și gazul la prețuri mari, dar curentul și gazul este la o calitate cum ar trebui? Fierbem ouul la fel ca ăla care fierbe în Paris în același timp, la aceeași calitate a gazului? Curentul este fără variații, fără ceea ce zice. Și toate aceste lucruri, până la urmă, noi ca stat avem, dacă ne uităm, cred că cei mai mulți funcționari publici din Uniunea Europeană, i-am angajat, am făcut efortul ăsta fiecare dintre noi, ca să avem până la urmă o securitate și o siguranță. Și ne trezim că după ce avem mulți, până la urmă produsele sunt de proastă calitate, serviciile sunt de proastă calitate, dacă vrei să faci o reclamație, nu prea ai unde și la cine, sau ridică din numeri și spune, nu-i la treaba mea, e treaba celuilalt. Important este că măcar s-a deselenit ceva și de anul trecut ANPC-ul a început să facă controle și să le facă publice. Ceea ce aș vrea să-l felicit chiar pe domnul vicepreședinte, care a fost o perioadă scurtă și președinte interimar. Foarte bine, problema este să nu fie o minune care ține 3 zile. Să ne trezim și în martie și în august, să continuă, iar partea de sancționare să nu mai fie atât de mult pecuniară, ci cu această interzicere și suspendare a autorizației de funcționare. Doar așa vom putea cu adevărat să facem ceva. Dacă îmi permiteți, mai am o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. E absolut adevărat că vizitele noastre la supermarket au devenit un fel de
de concurs de evitare a capcanelor, mâncarea, chiar și cea de bază, lapte, ouă, carne, e, se știe, deja mai scumpă în România decât în țări bogate din vestul Europei. Dar cu toate acestea riscăm o enterocolită, toxinfecție alimentară, chiar și când cumperi o bucată de brânză, din cauza faptului că, după cum dumneavoastră constatați, normele de siguranță alimentară sunt sfidate pe linie, chiar și în marile supermarketuri. Ați intensificat sau veți intensifica aceste controle în această perioadă în care oricum există o cotă mare de nervozitate referitoare la creșterea prețurilor? Într-adevăr, așa este. Sunt de acord cu dumneavoastră. Controlele au fost intensificate de multă vreme. De când sunt eu în ANPC, mi-am propus ca zi de zi să fiu în slujba consumatorilor. Și până în ultima zi voi fi alături de ei și voi face publice absolut toate controlele și toate măsurile. Așa cum spunea și colegul Mierlea de la Infocons, într-adevăr, nu sancțiunile sunt dureroase pentru operatorii economici, ci măsurile complementare. De aceea am propus ca și măsură complementară suspendarea activității de la 0 la 6 luni pentru toți cei care nu se conformează, nu respectă legea și nu respectă consumatorii. Controlele vor fi intensificate absolut în toată țara, să știți. Personal mă voi implica în acțiunile de control. Da. Domnule Frumosu, chiar așa ne e rușine să vorbim despre faptul că sunt oameni care au nevoie de ajutor să treacă de această perioadă în care au explodat prețurile. Dădeam exemplul Luxemburgului, dau și exemplul Franței, unde oamenii primesc un ajutor lunar excepțional de 100 de euro. Atenție, citesc, destinat păstrării puterii de cumpărare în căminele oamenilor. Deci fix asta este destinația, pornind de la o anumită, iar această indemnizație este oferită persoanelor ale căror venituri sunt inferioare unui salariu de 2000 de euro net. Asta e în Luxemburg și, vă spuneam mai devreme, e în Franța. Când vom trece peste pudoarea asta, dacă despre pudoare e vorba? Eu vreau să vă spun că n-ar trebui să le fie rușine politicienilor, pentru că până la urmă clasa politică este cea care poate lua aceste măsuri și legifera, să spunem, aceste măsuri, așa cum nu le este rușine de acele creșteri uriașe de venituri ale lor, așa cum nu le e rușine de pensiile nesimțite, cum ne-am obișnuit să le numim, așa cum nu le e rușine să meargă cu mașini de lux și, în sfârșit, să-și creeze pentru... Aș mai vrea să spun ceva. Așa cum nu le e rușine să mănânce în cantina, în restaurantul Parlamentului, cu 50% mai ieftin decât își ia un om normal de la un magazin să mănânce. Adică, știți, cel care are bani mai mulți are și facilități mai multe. Deci, în mod normal și logic, ar trebui să asistăm la un program social. Sigur, avem nevoie și de pensii, avem nevoie și de salarii mai mari, dar trebuie să facem și ei să facă până la urmă, pentru că și-au asumat această responsabilitate, programe sociale, astfel încât să îndrepte lucrurile astea. Pentru că eu am spus-o și o repet, 70% dintre români trăiesc la nivelul salariului minim pe economie sau cu 100-200 de lei maxim peste. Ori un venit net de 1500-1600 de lei pe lună nu ți ajunge astăzi nici să plătești energia electrică și energia termică în condițiile în care pentru decembrie și ianuarie vom plăti la prețurile alea foarte mari. Aș vrea să adaug ceva, pentru că discutam despre marile rețele comerciale. Să știți că unul dintre motivele pentru care se întâmplă ce se întâmplă este că nu au personal suficient, pentru că au dat afară foarte mult personal, pentru că nu au personal calificat. Totuși, nu ne cereți, vă rugăm, vă rog, respectuos, nu ne cereți să le plângem de milă marilor rețele comerciale care au funcționat chiar și în lockdown. Atunci când toate afacerile erau închise, ei funcționau. Din contră, vreau să spun că nu doresc să-și califice personalul și vă spune un om care derulează proiecte pe fonduri europene pentru calificări.
Și am observat un refuz permanent de la marile rețele comerciale și vă și argumentez ceea ce cred eu. Pentru simplu fapt că odată calificați, oamenii trebuie să primească un salariu mai mare. Ori atâta timp cât i-au dat personal afară, angajează la case, am văzut cu toții, oameni pensionari. E foarte bine că pensionarul... Asta nu e rău deloc. Asta spun, e foarte bine că acel pensionar mai câștigă ceva, dar în momentul în care au redus fantastic de tare numărul casierilor, vedem că sunt mai puțin oameni pe rânduri la rafturi, beneficiază și aici Ministerul Învățământului trebuie să intervină de o prevedere din Codul Muncii care spune că îi poate califica intern. Vă mulțumesc, va trebui să ne oprim. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. În urmă cu puțin timp, președintele României, domnul Klaus Iohannis, a vizitat baza aeriană de la Câmpia Turzii. Este una dintre bazele foarte importante unde aliații au desfășurat tehnică militară de ultimă generație. Vom urmări declarațiile lui Klaus Iohannis, ne întoarcem în foarte scurt timp. Vom discuta despre angoasa lui Vladimir Putin legată de desfășurarea de tehnică, existența tehnicii militare NATO în România. Vladimir Putin insistă pe această temă. Ni se vor alătura fostul ministru de externe Adrian Cioroianu, fostul ministru al apărării Ioan Mircea Pașcu. Rămânem împreună! Un moment foarte important în această după-amiază. Chiar acum, președintele Klaus Iohannis s-a deplasat la baza de la Câmpia Turzii. Este una dintre cele mai importante baze militare ale NATO în țara noastră. Este o bază militară unde se află tehnică militară în valoare de sute de milioane de dolari, tocmai pentru întărirea infrastructurii folosite în misiunile aliate. E de altfel și unul dintre motivele pentru care Vladimir Putin se declară atât de deranjat de România, de prezența NATO în România. Imaginile pe care le vedeți sunt în direct. Baza românească este perfect operațională. Sunt acolo avioane, aeronave, MQ-9, Reaper. Este vorba despre unele dintre cele mai performante avioane de luptă ale aliaților. Sunt și peste 90 de militari aparținând forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii în această bază 71, baza aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii. Vă reamintesc că aceste imagini sunt în direct. Alături de mine fostul ministru al apărării, domnul Ioan Mircea Pașcu. Bună ziua, vă mulțumesc mult! Salut! Îl salut de asemenea pe fostul ministru de externe, domnul Adrian Cioroianu. Bună ziua, domnule Cioroianu, mulțumesc! Bună ziua! Cum ar trebui să interpretăm această deplasare pe care o urmărim în direct acum a șefului statului la baza de la Câmpia Turzii, după ce România a fost de acord să le permită rușilor să vadă că la DVS-ului avem un sistem defensiv? Una dintre obsesiile lui Vladimir Putin în acest moment, tehnica militară NATO din România. Cine să înceapă? Cine dorește? Haideți dumneavoastră, domnule Pașcu, vă rog și vă mulțumesc. Mulțumesc. Deci eu văd vizita ca un lucru normal în situația actuală. Baza de la Luna, așa se chema înainte aeroportul acesta, a căpătat între timp o dimensiune extrem de importantă și a intrat în planurile Alianței Atlantice. La un moment dat am avut o discuție la începutul anilor 2000 cu secretarul de stat al apărării Donald Rumsfeld și l-am rugat să evalueze posibilitatea ca baze din Transilvania să intre în calculele Statelor Unite ale Americii. Atunci mi-a spus că a înțeles lucrul ăsta și, drept urmare, poligonul de la Cincu a fost inclus între primele instalații de interes pentru Statele Unite, dar mă bucur foarte mult că ulterior, pentru că în capul meu era baza de la Luna, mă bucur că ulterior, iată, acest lucru s-a realizat. Și este, cum ați spus și dumneavoastră, gazda unor echipamente extrem de sofisticate, avioane fără pilot, Reaper, care sunt dintre cele mai moderne. Și faptul că președintele statului
vizitează, după părerea mea, transmite un semnal cu privire la importanța pe care autoritățile române o acordă funcționării acestei baze în actualul context. Baza de la Câmpia Turții, spuneam domnule Cioroianu, unul dintre ghimpii din coasta lui Vladimir Putin, care insistă în ultimele zile pentru retragerea tehnicii militare din România. România a devenit din acest motiv, de altfel pare, un fel de monedă de schimb pe care Vladimir Putin tot o folosește. Da, zice să nu dramatizăm totuși. Nu România este piesa de schimb. Ceea ce îl deranjează pe președintele Putin, sau cel puțin în condițiile pe care le-a pus de la bun început părții americane, sunt aceste baze din România și din Polonia. Nu se pune în discuție ideea apartenenței României sau Bulgariei la NATO, ci această apropiere de granițele Rusiei, a unei tehnici de luptă pe care Rusia o vede drept amenințare. Noi încercăm și spunem de ani de zile că aceste baze din România și din Polonia, inițial era Cehia și Polonia, ele nu sunt îndreptate împotriva Rusiei, dar mă rog, aici este, fiecare are povestea lui, fiecare are narațiunea lui și, cum spunea și dumneavoastră, poate o soluție ar fi acest angajament de, eu știu, de vizitare pe bază de reciprocitate. Este una, se pare, a scăpat pe surse de săptămâna trecută, este una dintre ofertele pe care partea americană le-ar putea face rușilor. Sigur, pe bază de reciprocitate, repet, adică unii să viziteze de veselu, iar ceilalți să viziteze anumite baze din Rusia. Pentru că așa, asta ar fi logica acestei înțelegeri. Deci, repet, nu România este piesă de schimb în toate aceste negocieri, ci este vorba de această, aș spune, această tactică pe care Rusia o are de a duce în discuție lucruri, unele dintre ele imposibile, când de fapt miza este cu totul alta. Miza este fixarea unei sfere de influență. Rusia își dorește recunoscută o sferă de influență care să cuprindă pe cât posibil Belarusul și Ucraina. Restul sunt discuții colaterale. Sunt imagini istorice cele pe care le vedem acum. Nu ni se întâmplă în fiecare zi să pătrundem prin intermediul camerelor de luat vederi într-o bază militară a NATO. Sunt imagini care cu siguranță vor fi preluate și de către presa internațională. Președintele Klaus Iohannis vizitează în această după-amiază, după cum vă spuneam, baza 71 aeriană, General Emanuel Ionescu, din Câmpia Turzii. Militarii americani execută deja de ceva vreme misiuni de informații, supraveghere și cercetare în sprijinul operațiilor NATO din această bază. Forțele aeriene asigură sprijin tehnic, operațional, logistic, necesar desfășurării misiunilor pe care NATO le-ar putea avea în această zonă. Ce semnal, domnule Pașcu, dă prezența președintelui Klaus Iohannis astăzi la baza de la Câmpia Turzii? Acum am spus, este un semnal că există sprijin total din partea conducerii statului pentru activitățile desfășurate în cadrul alianței în acest context. Pe de altă parte, trebuie să vedem că aici există o tehnică extrem de sofisticată, cum am mai spus, și din punctul ăsta de vedere este și un semnal că nu avem nicio intenție să renunțăm la o bază ca aceasta sau la altele numai pentru a satisface solicitarea președintelui Putin ca toată structura militară a NATO să iasă din țările care au devenit membre. Referitor însă la această ofertă a noastră de vizită, aș vrea să spun că părerea mea personală este că rușii nu vor accepta. Pentru că dacă o acceptă și vin și vizitează și nu mai pot susține în continuare ideea că acolo sunt armamente ofensive care se adresează sau pun în pericol securitatea Rusiei și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere, probabil că această ofertă
Dă Doamne să nu am dreptate, dar probabil că această ofertă va rămâne fără răspuns, însă ea însăși, faptul că s-a făcut această ofertă și că rușii vor răspunde sau nu vor răspunde la ea, este un lucru important în tot acest război al declarațiilor pe care Rusia îl practică inclusiv față de noi. Și pentru că vorbiți despre un război al declarațiilor, în urmă cu puțin timp, președintele Senatului României, domnul Florin Câțu, șeful PNL, spune, citez, cererea Rusiei de retragere a scutului de la Deveselu nu are niciun fundament. România este independentă în privința stabilirii strategiei de apărare a țării. Domnule Cioroianu, din punct de vedere diplomatic, cum vedeți această declarație? Până la urmă, România ar trebui să vorbească la unison cu Alianța Nord-Atlantică. Cu siguranță că România vorbește la unison cu Alianța Nord-Atlantică. Evident că Alianța Nord-Atlantică, fiind totuși alianța unor țări libere și democratice, asta duce la uneori nuanțe diferite de la o declarație la alta. Dar problema nu e că România s-ar depărta de trunchiul comun al alianței. Problema este că și eu sunt destul de sceptic că Rusia va accepta așa ceva, din simplu motiv că, repet, nu aceasta e miza. Infrastructura NATO în oricare dintre țările membre e puțin probabil să fie dată în urmă, dată înapoi la scară cronologică și președintele Putin să se mulțumească cu atâta. Între noi fie vorba, Rusia, uitați-vă pe hartă, cei care ne privesc se pot uita pe hartă, granița directă a Rusiei cu NATO este de câțiva kilometri. Este de 6% din granițele totale ale Rusiei. 6% din granițele totale ale Rusiei sunt directe cu un membru NATO. Evident, e vorba de țările baltice, foste în Uniunea Sovietică. Și între noi fie vorba, granița cu țările NATO este una dintre granițele care nu-i pune niciun fel de probleme Rusiei. Sunt alte granițe cu mult mai ale Rusiei, cu mult mai, să zicem, mai delicate situația lor. Deci această învecinare cu NATO pe 6% din granițele tale, ca și ideea că ai putea cere destructurarea infrastructurii pe care NATO a pus-o într-o țară sau alta, unde iarăși, să ne înțelegem, e vorba de batalioane, de câteva batalioane, e vorba de câteva mii de oameni aici și acolo. Deci nu putem vorbi de o prezență nici măcar atât de consistentă pe cât noi ne-am dorit-o. România și țările din flancul estic, domnul ministru Pașcu știe foarte bine, noi am cerut mereu o sporire a prezenței NATO sau atenției NATO față de zona asta. Iată, din țările baltice până la Marea Neagră, este o zonă, să zic așa, disputată în ultima perioadă, măcar la nivel declarativ. Din fericire, doar la nivel declarativ până acum, drept care, repet, nici eu nu sunt convins că președintele Putin se va mulțumi cu această propunere pe care probabil i s-a făcut să existe un schimb reciproc de vizite în astfel de baze. Problema pentru Rusia este Ucraina și faptul că ea privește spre vest și nu mai privește spre est. Asta e în linii mari singura problemă care contează și cred că este ceea ce fie că se spune, fie că nu se spune. Sigur că președintele Putin se duelează cu NATO, chiar și în prezența primului ministru maghiar. Ați văzut, Victor Orban era de față și domnul Putin spunea că s-a extins NATO, deși ar fi promis să nu o facă. Interesant, eu cred că nu i s-a adresat domnului Orban. Mesajul era direct către americani, adică rușii discută de la, sau vor să dea impresia că discută de la mare putere la mare putere, inclusiv pe plan intern. Pentru plan intern sunt făcute în egală măsură astfel de declarații. Dacă îmi permit aici o paranteză, dacă îmi permiteți, domnul Orban a declarat că el merge să transmită la Moscova președintelui Putin mesajul statelor membre NATO și Uniunii Europene. M-a fost al dracului de lung mesajul, dacă au fost nevoie de 5 ore pentru transmiterea lui. Am oprit paranteza.
Da, ne putem aștepta, domnule ministru Pașcu, în săptămânile următoare la o suplimentare a forțelor armate în aceste baze aeriene? Păi, există declarații foarte clare din partea administrației americane care au spus că, care au anunțat că în cazul în care Rusia depășește totuși granițele Ucrainei și trece la o acțiune militară, prezența militară a Statelor Unite ale Americii în toate țările flancului de est, inclusiv în România, care a fost menționată expres, va crește. Deci acesta este un scenariu în care putem să contăm pe faptul că prezența militară americană, inclusiv pe această bază, probabil va spori. De câteva zile Vladimir Putin este căutat la telefon, președintele francez Emmanuel Macron a vorbit cu el de vreo două ori în ultimul timp. Există o mișcare diplomatică de amploare, premierul britanic aflat în Ucraina de asemenea. La ce să ne așteptăm, domnule Cioroianu, din punct de vedere diplomatic, în condițiile în care Rusia pare că e un mofturos, copilul mofturos în acest dialog, punând ghilimelele de rigoare? Sigur că poate putem vedea și realitatea și în termen de mofturi sau de orgolii. Între noi fie vorba, e normal ca fiecare parte să aibă propriile sale orgolii. Dar ascultați, eu cred că această coreografie diplomatică despre care ați vorbit pe bună dreptate, discuția dintre președintele Macron și Putin, vizita lui Boris Johnson în Ucraina, ieri, marți, luni ar fi trebuit Boris Johnson să vorbească la telefon cu președintele Putin, dar am înțeles că discuția n-a avut loc. Chiar și vizita și întrevederea dintre domnul Putin și domnul Orban, ca și altele. Ele, în opinia mea, sunt un semn bun, pentru că diplomația, pentru asta e făcută. Diplomația este pentru a discuta cu cei cu care nu ești de acord. Diplomația nu e pentru prieteni. Pentru prieteni pui mâna pe telefon și discuți direct, fără să mai dai publicității nimic. Diplomația, în schimb, este pentru a discuta atunci când există o tensiune, un conflict de idei, un conflict de interese, și faptul că încă se produc aceste mișcări, pentru mine e un semn bun. Și mai, câtă vreme diplomații circulă sau vorbesc sau se întâlnesc, înseamnă că soldații încă nu intră în teren. Pentru că, într-adevăr, și eu cred că dacă s-ar produce un pas, un metru, dacă ar intra pe teritoriul Ucrainei armata efectivă cu însemnele Federației Ruse, s-ar produce o resetare în zonă de un calibru pe care poate acum nu-l intuim. Adică, dincolo de măsurile care s-ar lua, există posibilitatea ca lucrurile să se înscrie pe un făgaș pe care efectiv acum să nu-l putem planifica. Știți cum se spune, în război mereu și inamicul are un vot. Ori fiecare tabără e pregătită să ofere celuilalt surprize, așa încât prefer să nu comentăm această posibilitate. Eu mă bucur că diplomații se întâlnesc, inclusiv faptul că, uite, mâine, să zicem, premierul Boris Johnson, care are atâtea probleme acasă, poate totuși premierul Johnson a dat mesajul cu venit la Kiev, dar poate va vorbi mâine cu președintele Rusiei. Tot e bine. Dacă îmi permiteți, aici, cred că este un element suplimentar pozitiv față de ce a spus domnul ministru, faptul că aceste demersuri făcute de aliați occidentali direct cu Putin i-ar putea permite domnului Putin să accepte o asemenea ofertă, să spunem, și să spună că, domnule, datorită acestor intervenții, regândim situația și în felul acesta, pentru că nu ar face-o în fața americanilor. Domnule ministru, permiteți-mi să vă întrerup o secundă. L-ascultăm pe președintele Klaus Iohannis, aflat în vizită la baza de la Câmpia Turzii. Vizita la această bază aeriană situată în inima Transilvaniei, una deosebit de importantă pentru armata României. Mi-au fost prezentate câteva tipuri de aeronave cu care sunt dotate forțele noastre aeriene
și am avut discuții foarte bune, foarte aplicate despre capacitățile tehnice și pregătirea acestor aeronave și ale forțelor care sunt prezente aici. Mă bucur să constat că avem rezultate concrete ale procesului de modernizare a forțelor aeriene, dar și a forțelor terestre, două componente de bază ale armatei noastre. România a luat primele măsuri pentru modernizarea forțelor armate încă de la începutul anului 2015, odată cu semnarea acordului politic pe care l-am inițiat și prin care am decis atunci alocarea a 2% din PIB pentru apărare pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. De atunci, în concordanță cu deciziile asumate de România în cadrul Alianței Nord-Atlantice, am făcut eforturi continue pentru a avea echipamente cât mai performante și pentru a optimiza pregătirea structurilor militare prin exerciții tot mai complexe, inclusiv în format aliat. Actualul context din vecinătatea noastră directă dovedește o dată în plus că aceste măsuri erau necesare. Parcurgem o perioadă extrem de tensionată în care riscurile și amenințările la adresa securității regionale, europene și euroatlantice, inclusiv a securității României, s-au amplificat. Sunt evidente tendințele de revenire la politica de forță și de contestare a actualei ordini internaționale liberale, precum și arhitecturii europene de securitate construite după războiul rece. În aceste condiții, trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru a contracara acțiunile agresive, inclusiv de tip hibrid, de exemplu, în spațiul cibernetic. România acționează ferm și consecvent pentru consolidarea solidarității și a unității NATO, iar relația transatlantică reprezintă un element principal de susținere a coeziunii aliate. Din această perspectivă...